un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc. Bună seara și bun găsit, dragii mei, într-o nouă seară de vineri. O dată pe săptămână vă întâmpin cu bucurie și cu tot ce înseamnă lumea cântecului popular românesc. O dată pe săptămână, la început de weekend, împreună ne petrecem cu artiști de marcă ai cântecului popular. Am încercat ca în fiecare seară de vineri să vă aduc oameni dragi, să vă aduc oameni pe care dumneavoastră iubiți, artiști pe care îi ascultați, artiști care au ceva de spus în folclorul românesc. În fiecare seară, cineva contribuie la frumusețea platoului și la imaginea mea, nu neapărat la frumusețea mea, pentru că, lăsând modestia la o parte, un artist, înainte de toate, trebuie să fie frumos. De aceea îi mulțumesc doamnei Andreea de la Florăria la Storia, pentru că întotdeauna are grijă ca seara de vineri să fie, să miroase a flori proaspete și să ne dăruiască în fiecare, de fiecare dată un aranjament din ce în ce mai frumos. Florăria se găsește la parterul complexului Meșteșugăresc de pe strada Unirii, din centru, iar acolo veți găsi oferii, o minunăție. Eu vă îndemn să vă duceți, pentru că niciodată nu o să plecați fără un aranjament. Așa cum vă spuneam și cum deja știți, make-up-ul este asigurat de Antonella Studio, căreia îi mulțumesc pentru că mereu își face timp de mine și mereu încearcă să corespundă așa dorințelor mele vis-a-vis de ore, pentru că noi suntem oameni care suntem destul de ocupați cu activitate, cu ansamblu și nu reușim să ne corelăm întotdeauna, însă ea face în așa fel încât să fim amândouă fericite. Îți mulțumesc, Antonella, iar hairstyle-ul este Ane Studio. Ane, aceleași mulțumiri îți adresez și ție, pentru că în fiecare seară de vineri și nu numai, mă găsesc așa frumușică în fața dumneavoastră. Deja am vorbit prea mult și dumneavoastră nu știți cine este invitatul meu, nu am vrut să vă spun astăzi nici pe Facebook, pentru că este o prezență absolut dragă mie și este o prezență pe care probabil că nu o așteptați atât de repede la Gorj. Aducem cântec ardelenesc de această dată. Nu știu dacă invitatul pe care îl am eu în această seară și care vă va bucura inimile două ore a mai fost la televiziunea Accent. Îmi place să vă surprind și cu siguranță veți fi foarte fericiți, pentru că eu deja sunt, că alături de mine se află un nume al folclorului ardelenesc, un nume care vine de la Sibiu, un solist al ansamblului Junii Sibiului. Deja am spus mult, pentru că nu este puțin lucru să fii angajatul unui astfel de ansamblu, un bărbat frumos, un bărbat care cântă frumos și care uneori ne spunea cineva că aș putea face o pereche, pentru că îl cheamă ca pe mine, Robert Târnăveanu. Bine ai venit, Robert. Bine te-am găsit. N-am mulțumesc reușit să facem o pereche. Ce prezentare frumoasă mi-ai făcut. Nu știu dacă am reușit, însă mi-am dorit. Din suflet ai reușit. Am simțit că a venit din sufletul tău. Bună seara gorjenilor, le spun și eu. Știi că eu mă simt ca acasă. Da, și eu știu că ești foarte iubit. În Gorj, la voi. Și nu puteam să te refuz, să nu vin, să nu particip la această emisiune. Eu sper să fie foarte mulți telespectatori să ne urmărească și să facem o seară frumoasă așa pe sufletul dumnealor, acelora care ne privesc și sunt în fața televizoarelor. În primul rând este seara care începe weekendul și eu am observat că avem telespectatori care ne urmăresc. Deja avem un telefon. O, ce frumos! De aceea o să-l și luăm. Bun venit alături de Robert Târnăveanu și Roberta Crintea. Bună seara! Alo, bună seara! Mă numesc Conciulea Zmaranda de la Lucea de Sus. Bună seara, doamnă! Și vreau să fac o dedicație la fiica mea, Amza Aurica Nicoleta, de la Ioasa, la ginerile meu Florin și la fetița lor și pentru soțul meu și pentru toți care mă cunosc.
și pentru invitatul dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc foarte mult, ne bucurăm că ați intrat deja cu noi în direct și vă mulțumesc că mi-ați salutat invitatul. Este foarte important ca atunci când ne auzim la telefon, omul care vine să vă bucure sufletele 2 ore, să fie salutat. Este foarte important pentru că eu m-am aflat în situația asta de foarte multe ori și m-am simțit ușor marginalizată, că oamenii au sunat doar pentru o dedicație, pentru că acolo se află un om care aduce aceste cântece pentru bucuria dumneavoastră. Foarte bine spus. Dar și să știi că... Vă rog, da. Ascultăm. Și pentru prietena mea, Dinu Dorina, de la... Să trăiască prietena lui doamna, doamna Dorina. A ajuns din Germania, România. Dacă se poate o strofă ceva cu străinătatea. Sigur, asta ne macină pe toți, străinătatea asta, bat-o soarele s-o bată. Da, până la sfârșitul emisiunii și pentru doamna Dorina ceva pentru drumul ăsta lung din Germania. Ne bucurăm că ați fost alături de noi, vă mulțumim și vă așteptăm alături, să ne rămâneți alături. Doamne ajută! Da, ce să-i faci? Pe oameni imagină străinătatea în zilele noastre, imagină... Ne-au plecat copiii și părinții. Da, ori copiii, ori părinții dintr-o familie sunt plecați. Relele, necazurile și atunci îți dai seama, ei se alină cu noi. Da, în noi găsesc alinare, este fascinant. Mai dau un telefon, mai o dedicație pentru prietena din Germania, să trăiască, să fie sănătoasă. Și uite așa, au și ei bucurii. Este fascinant, Robert, să știi că aduci, să știi că tu, tu, omul ăsta, tu aduci bucurie celorlalți. Da, în sufletul unui om. Asta e cel mai mare lucru și de fapt asta facem noi. Noi de asta și suntem. Pentru asta ne luptăm, să ajungem la sufletul celor care ne iubesc. Bună seara și bun găsit alături de noi! Să rămână! Bună seara! Bună seara cu doamna Crintea! Eu sunt! Și cu, da, și cu domnul Robert! Da, Robert, aici ai Robert cu Roberta! Merge la... Să rămână, să trăiți o noapte bună și frumoasă! Vă mulțumim pentru telefon. Ne-a salutat. Am trecut azi pe acolo, foarte fain la dumneavoastră. Să fiți sănătos. Da, probabil domnul a vrut doar să ne salute. Doamne ajută. Înseamnă că vă place de Roberta Crintea. Sau Crincea. Crincea. Eu îi spun, mă prezintă Robert, Roberta de multe ori Roberta Crincea. Dacă vine din Banat, ea cântă de Banat. Da. E normal. Uite că seara a început așa cu telefoane, eu vreau să vorbesc foarte multe lucruri cu tine. Păi e și eu. Dar cred că faptul că avem telespectatori este de bun augur. Este de bun augur. Robert, spune, vreau să te întreb foarte multe lucruri, însă o să trebuiască să dăm întâietate celor care ne sună. Cu mare drag. De aceea, bun venit alături de noi, bună seara! Alo, bună seara, doamna Roberta și invitatului dumneavoastră. Vă mulțumesc, bună seara! Emisiuni câte mai frumoase. Mulțumim. Și invitați foarte frumoși. Vreau și toate melodiile din seara asta să fie pentru soțul meu Costel Motoi. Cu drag. Pentru părinții mei Zinca, Eleonora și George. Și pentru familia Talabă, Georgiana, Claudiu și Sebastian. Cu mare drag, cu mare drag. Vă dăruim toate melodiile lui Robert Târnăveanu. Da, frumoase emisiuni și frumoși invitați să aduceți pe fiecare seară. Mulțumim. Suntem la valoare. La revedere. Da. Mulțumim. La revedere. La revedere. Mulțumim foarte mult. Noi mai și glumim, eu, cel puțin. Da, așa și trebuie. Mai zic și câte o prostioară, dar să nu băgați în seamă că sunt și răcit. Robert, dar cu cine ai venit în seara asta? Așa știi, cu copilul? Da, eu am venit cu toată familia. Aseară am avut spectacol la Timișoara și vara a fost foarte lungă, am muncit foarte mult și n-am avut timp să ieșim împreună decât acasă, lunia, marțea, după evenimentele mele. Și am zis, hai, vă iau la Timișoara și facem acum așa un tur frumos, că am fost doar 3 zile la mare și atât. Pentru că muncesc. Dar oricum le-am plimbat și le plimb de... Vorbim imediat despre cine le-am plimbat. Bună seara și bun venit alături de Robert Târnăveanu și Roberta Crintea. Bună seara, sunt Ileana și aș dori și o dedicație pentru nepoțica mea pe 24, face 4 ani și ori. Să vă trăiască! La mulți ani! Să fiți sănătoasă! Pentru toată familia, și Elena Alexandra Sabo, 2 nepoțele. Cu mare drag vă dăruim toate cântecele lui Robert Târnăveanu și toată dragostea lui pentru copii, că el încă nu ne-a spus cu cine a venit. Vă mulțumim și vă dorim o seară minunată! Robert, cine sunt ele? Da, că eu ele sunt fascinată de ce e aici. Fetele mele,
Ana Roberta și Angelina Maria și, bineînțeles, mămica lor. Deci, Angelina este fantastică, ea nu pleacă de aici, de lângă tati, este aici în fața noastră. Iar cea mică este la geam, deci nu știți cum este urmărit Robert. Asta înseamnă că este foarte iubit și că este un tătic foarte dorit. Ne face cu să spune, spune tu la bună seara și... Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine avem onoarea? Bună seara, doamna Roberta Cintea și invitatului, invitatului dumneavoastră, Robert Târnăveanu. Bună seara! Îmi face foarte mult cântecele dumnealui, cu toate că nu e gorjan de al nostru, dar totuși a fost și nu e cu o gorjancă de a noastră. Nu, Robert nu este căsătorit cu o gorjancă, însă Robert... Nu, nu, nu! A fost într-un duet. Cu o gorjancă! Da. Cu cine n-am fost eu în duet? Cu cine, doamnă, că el, dacă toate, cu toate fetele astea frumoase pe care le vede și mai cântă și frumos? Mitran. Mitran. Olteanca și Ardeleanu. Vă place piesa? Da. Ne bucurăm. Vă sună Gica de la Sadu. Să fiți sănătoasă. Uite, n-am pregătit-o, dar să fie în seara asta și Olteanca și Ardeleanu pentru toți gorjenii. Ce ziceți? V-am surprins. Da, cu drag. Vreau să dedic toate melodiile dumneavoastră din această seară pentru băieții mei plecați în Italia. Of. Și încă o dedicație pentru soțul meu care urmează să fie sărbătorit. De Sfântul Dumitru. O, trăiască Domnul Dumitru. Cu toate că mai sunt mai aproape o săptămână, dar totuși vă mulțumesc pentru cântecele dumneavoastră care le dedicați soțului meu. Cu mare drag. Olteanca și Ardeleanu, pentru soțul dumneatale, domnul Dumitru. Cu mare drag, vă spunem la mulți ani și vă mulțumim pentru apelul telefonic. Seară bună! Și cum se spune, regia, pregătiți Olteanca și Ardeleanu. Am colegi active acolo știu. Care sunteți o echipă serioasă. Și care, uite, Bogdan, de exemplu, îmi spune de fiecare dată, el știe că eu îmi doresc să fac această emisiune și o fac cu toată inima și el îmi spune, doamna Roberta, eu îi scriu, în seara de vineri o să avem următorul invitat și el îmi scrie, eu nu sunt. Și el, cum adică nu ești? Dar unde ești? O să fiu. Bună seara, bine ați venit alături de Robert Târnăveanu și Roberta Clintă. Bună seara, doamna Roberta, bună seara, domnul Robert Târnăveanu, invitatului dumneavoastră. Bună seara, doamne! Trăiască! Sunt Areta de la Robinar de Gorj. Bun! Am mai sunat eu pe dumneavoastră, că ați fost la noi la Robinar, am fost ziua pensionarilor. Am fost și mai vin. Pe mine nu m-ați chemat. Tot respectul, toată stima pentru dumneavoastră. Mulțumim! Doamna Roberta, da. Am și o dedicație. Cu drag! Fata de-a mea care lucrează asistentă la Dobrița de Aconescu, Adriana. O salutăm. Pentru vecinii mei, Nicurina Guță, cu toată familia ei. Pentru fetele mele care sunt plecate, una în Anglia, una în Italia. Și o să rămân singură numai cu moșul meu. Le-i și bine. Uneori e bine. Că avem 44 de ani de căsnicie. Doamne ajută, mulți înainte. Așa, pentru familia Roncea din Părcășești. Pentru toată lumea care mă cunoaște, dar v-aș ruga frumos să ziceți dumneavoastră o strofă din cântecul ăla care îmi place mie. Care, am doamnă? Am suflet bun și lui bine. E. Păi acum să știți că va trebui să-l pun... Te chem și o să te fac să plângești, nici să mori, nici să trăiești. Doamnă! Și-l învățăm și pe ăsta cum l-am învățat al Orguta Berbec. Iubește inima și iartă. Păi știți ce o să facem? Înseamnă că... Alo, acum eu vorbesc. Înseamnă că ați fost pătimaș în tinerețe, altfel nu se explică dorința asta de a asculta aceste piese. Așa, domnul Târnăveanu, bine ziceți. Ați văzut? Bine zici, Robert. Să trăiască domnul, 44 de ani, nici nu vreau să mă gândesc la el. Da, să știți, am tot
soțul meu, să știți că ne-am înțeles bine. Cum se cade? Noi două fete, avem nepot, am trenepot, că sunt bătrână, mama, am 66 de ani. Mulți înainte! Mulți înainte, fii sănătoasă! Doamne ajută și dumneavoastră să aveți parte de nepot, să-i creșteți copii, să vă dea Dumnezeu tot binele din lume. Mulțumim! Mulțumim frumos și pentru telefon și vă mai așteptăm alături de noi. Eu nu am să-l mai întreb pe Robert nimic, am să-l pun să cânte, pentru că el de asta a venit. Și de câte ori am încercat să-l întreb ceva, Robert, te invit la locul de cântat până eu mai vorbesc cu telespectatorii. Sau o punem oare niște clipuri? Clipuri. Nu știți pregătit. Câte melodii avem. Nu știți câte melodii avem pregătite. O să-l pun să cânte pentru că el pentru asta a venit și dacă doamna voia, am suflet bun și nu-i bine, o să fac aici un duet cu Robert. El o să cânte ceva live, o să cânt și eu. Așa ca să fim pentru dumneavoastră. Sigur. Robert Râneveanu. Patru stâni la munte am, la 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 la, și șoban din iam în iam, la 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 la. Patru stâni la munte am, la 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 la, și șoban din iam în iam, la 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 la. Și șoban din tate-n fiu, la 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 la, altceva să fac nu știu, la 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 la. Și șoban din tate-n fiu, la 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 la, altceva să fac nu știu, la 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 la. Cu drag mai porcojocul, la 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 la, care l-o purta și moșul, la 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 la. Azi cu drag mai porcojocul, la 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 la, care l-o purta și moșul, la 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 la. Și țoluc cu vărși mărunte, la 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 la, cum se poartă pe la munte, la 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 la. Și țoluc cu vărși mărunte, la 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 la, cum se poartă pe la munte, la 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 la. Mândresc astăzi și eu, la 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 la, cu ce-am de la moșuneu, la 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 la. Mă mândresc astăzi și eu, la 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 la, cu ce-am de la moșuneu, la 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 la. Stânile din patru munți, la 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 la, oi frumoase cum n-au mulți, la 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 la. Stânile din patru munți, la 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 la, oi frumoase cum n-au mulți, la 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 la. Cu drag îmi aduc aminte, la 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 la, moșu avea o rugăminte, la 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 la. Cu drag îmi aduc aminte, la 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 la, moșu avea o rugăminte, la 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 la. Să-i păstrez tenașii turma, la 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 la, să nu i se piardă urma, la 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 la. Stânile din patru munți, la 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 la, oi frumoase cum n-au mulți, la 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 la. Bun
să merg numai înainte. Mi-o dat bunul Dumnezeu și noroc și multă minte. Și în viața am învățat să merg numai înainte. Sufletul mi-e mulțumit că din toate câte am vrut, rând pe rând eu le-am primit, poate și ce n-am cerut. Ne-am cântat al meu năcaz, am cântat și voia bună. Astea toate ori însemnat să fiu cu lumea împreună. Ne-am cântat al meu năcaz, am cântat și voia bună. Astea toate ori însemnat să fiu cu lumea împreună. Dorurile mele toate în cântări eu mi le-am pus, daruri mai de preț în viață, Doamne, pentru suflet mus. Cât lumea cu drag mă ascultă, eu din suflet o-i cânta. Și în cântecele mele le dau toată dragostea. Cât lumea cu drag mă ascultă, eu din suflet o-i cânta. Și în cântecele mele le dau toată dragostea. Tot ce dau din al meu suflet mi se-ntoarce înzecit. Mulțumesc la Dumnezeu astăzi că mă știu iubit. Cât mă ține glasul în lume, ochii către ce ridic. Mulți am fain, Doamne, de toate, nu-ți mai cer nimic. Și eu bărbat unul alt și frumușel, și ce dragă mie de el. Mi-am luat ardele de fală, când vorbește mă omoară. Eu prea iute, el domol, de bine să îl omor. Unde credeți lume că-l găsi în țara ardealului? Dacă ardele și-am căutat, am găsit. Unde credeți lume că-l găsi în țara ardealului? Dacă ardele ani mi-a trebuit, și-am căutat, am găsit. Din gură, eu domol, dar tu nebună. Că mai bolul să te cap, de nu știu ce să mai fac. Ioi ce bine ți-ar șede, cât ești tu de frumușe. Dacă ai fi și mai blânduță, hirei tu de oltencuță. Cine a zis o vorbă, a zis-o bine, cu olteanca nu te pune. Că te toacă pânte, zăpăcește, mai bine, Doamne, ferește. Cine a zis o vorbă, a zis-o bine, cu olteanca nu te pune. Că te toacă pânte, zăpăcește, mai bine, Doamne, ferește.
vreau să mă crezi nebună, dar nu pot să tac din gură că-s femeie hotărâtă și vorbesc că doar nu-s mută. Unde ai văzut tu, olteancă, când ai zice taci să tacă? Ce vrei tu nu prea se poate și n-am ce să-ți fac, bărbate. Olteanca e dată dracului, adevăra focului. Iubăreață și afurisită, cine o iubește n-o uită. Olteanca e dată dracului, adevăra focului. Iubăreață și afurisită, cine o iubește n-o uită. N-am cum s-o las, că parcă mi-ar fi năcas. O văd eu cum să iubește, uite așa ardelenește. Știe Sibia nu bine, nu se face de rușine, că-i mere mintea la toate, și la vorbă și la fapte. Însuratul nu-i lucru ușor, când iubești și când ai dor. Dacă știi cum să le potrivești și pe cine să iubești. Mi-i băi dacă ne mai și certăm, că știm noi să ne împăcăm. Și cred că așa-i la fiecare, cât e pământul de mare. Frumos, Robert, te felicit. Ne-am or fi uitat... mulțumiți, Gorjeni? Așa zic și eu. Cred că sunt. Că da. Ne-am uitat împreună la melodiile astea și la clipurile astea, pentru că noi avem momente. Momentele în care le filmăm, se întâmplă niște lucruri pe care, pe urmă, ni le aducem aminte cu plăcere. Da. O salutăm și pe Rodica, da. Probabil că se uită la noi. A fost și ea în emisiune și am avut o emisiune extrem de frumoasă. Și din nou îmi doresc să te întreb ceva, dar din nou va trebui să spunem bună seara și bine ați venit. Bună seara, semnă doamna Roberta. Bună seara. Bună seara. Se trească domnul Trânăganu, sunt pică crucerul de la Nebunii Foși. Bine ați venit. Da, domnul Gerard. Bună sănătate. Am și o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog. Pentru domnul Robert, copilul meu, crucerul Robert Cristian din Nebunii. Tizul meu. Îl salutăm. Salut. Vă dea dumneavoastră la fetițele dumneavoastră, la soția dumneavoastră, la soția dumneavoastră, familia dumneavoastră. Și dumneavoastră la fel. Pentru fica mea, crucerul lui Ida. La mulți ani, să fie sănătoasă. Să rămână doamna Roberta. Și deci toate dedicați, toată muzica care aveți în seara aceasta, să fie pentru copiii mei, pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră. Okay. Pentru familia dumneavoastră. Da, să rămână, doamnă, să trească domnul Trânăganu. Sănătate multă. Mulțumim foarte mult pentru telefon. Și, Robert, de data asta, am să te întreb de data asta. Eu știu că ești foarte prieten cu ansamblul Doina Gorjului. Foarte, da, îi salut și... Noi te avem de foarte multe ori la spectacolele noastre... poate unele cele mai importante, de aceea o să-l salutăm pe domnul director, domnul Gheorghe director Porumbel, pentru că tu ești foarte drag și când vii la noi, umpli așa de culoare. Noi avem pe Alexandra Bleaje, care și-a mai cântă. O salutăm și pe ea, care și-a mai cântă frumos și are o voce frumoasă. Da, da, da. Dar mie îmi face plăcere să ne întâlnim și îmi este drag că alături de noi tu te simți mereu bine. Mă simt ca și când aș fi cu ai mei, cu Junii Sibiului. Spune-mi, te rog, de la tine, de la ansamblu, câte ceva, un pic, ce repede, să, că avem da, ce deja... Să spun, avem activitate multă, facem lucruri frumoase, avem spectacole foarte mari, de o ținută artistică extraordinară. Foarte frumos. Avem acolo pe managerul ansamblului Silvia Macria, un om, care are un om o minte, minunat. Am spus-o și azi dimineață la Radio Timișoara. Sclipitoare. O minte foarte creativă. Nu mai știu de cum le mai gândește, cum le mai sucește, dar întotdeauna face altceva. Și o femeie și aduce în fața publicului iubitor de folclor, de spectacole folclorice, tot altceva.
Nu ne-am repetat de atâția ani. De 14 ani sunt angajat acolo, de 14 ani a venit și ea, directoare la ansamblu, dar nu am repetat niciun spectacol mare, n-am repetat niciodată nimic. Totdeauna a fost altfel. Am avut teatru, am avut... Ce frumos! Acum, cei care ne urmăresc știu despre ce vorbim. Te felicit că, uite, ai rămas 14 ani, nu este simplu să... Vreau să ajung la 44, să iau și pensie. Doamne ajută! Bine ați venit! Bună seara! Bună seara, doamna Roberta Crintea! Bună seara! Sunt o vecină de-a dumneavoastră, bună seara și invitatului dumneavoastră! Bună seara! V-am sunat, știi, vinerea trecută, sunt mama lui Iuliana și a lui Gădiță. Au copilărit împreună cu băiețelul dumneavoastră. Da. Da, doamnă, ascultăm cu drag. Da, vreau să fac niște dedicații pentru băiatul meu care a plecat în Germania, pentru fata mea, pentru nepoțelul meu, pentru ginere, pentru fiind, pentru dumneavoastră, pentru întreaga emisie și la toată lumea să le dea Dumnezeu sănătate și multe bucurii în viață. Vă îmbrățișăm! Mulțumim! Aceeași sănătate vă dorim și noi și toate cele bune! Doamne ajută, la revedere! Mulțumim tare mult! Mulțumim frumos! Toată lumea e plecată în străinătate. Da, asta voiam să aduc la, așa, în discuție, faptul că aproape fiecare casă, telespectator care sună, are pe cineva din familie plecat. Asta nu e bucurie, asta e un lucru tragic. E un lucru foarte trist, pentru că nu intrăm noi în detaliile astea. Nu intrăm, însă ne pleacă, după cum spuneam, ne pleacă copiii sau pleacă părinții sau... Și trăim... Și tot mai mulți. Da. Să spun și telespectatorul și ție ceva, dacă n-aș fi făcut ceea ce fac, cu siguranță nu eram în România. Da, dar eu și soțul meu hotărâsem, cred că acum vreo 15 ani, să plecăm în America. Lucru care se și putea întâmpla pentru că aveam o conexiune. Da. Și acum și i-am spus, uite, eu merg cu tine în America. El îmi spunea că nu o să ne putem întoarce o perioadă. Eu merg cu tine în America pentru că la momentul acela nu ajunsesem așa încât să pot să cuprind atâta lume și să fie de partea mea. Dar eu dacă n-am să cânt, eu probabil am să mă prăpădesc, am să mor. Adică nu știu ce am să fac acolo. Cred că toți avem același sentiment. Și atunci el a renunțat și a spus, băi, eu nu te pot lua de aici pentru că asta înseamnă să nu te iubesc. Să te duc într-un loc în care tu să nu poți să faci ceea ce-ți dorești, înseamnă să nu te iubesc. Și noi facem lucruri frumoase, nu trecem neobservați prin lumea asta artistică și ăsta e un lucru bun și asta ne face să mergem înainte, să... aducem cântări, să realizăm albume tot mai bune și de o foarte bună calitate. Noi facem asta de dragul celorlalți. Noi așa spunem este. Că facem pentru noi, dar are o rezonanță. Ceea ce facem pentru noi, facem ca ceilalți să ne asculte și cumva să creștem în inimile lor și să creștem ca și nume, să spună Robert, uite ce cânta Robert, ce... Bună seara, bine ați venit! Bună seara, doamna Roberta, și bună seara și invitatului dumneavoastră! Bună seara! Bună seara, doamnă! Trăiască! Îl cunoște dânsul că a venit aici la noi la Bumbei Jiu și ne-a cântat de ziua orașului. Știu! Vă îmbrățișez cu drag! Este foarte frumos! Da, și pentru asta am și sunat ca să vă felicit că amândoi suntem niște artiști de valoare. Ai diavolului românesc! Vă îmbrățișăm! Vă mulțumim foarte mult! Mi-e place muzica populară. Eu sunt Veronica Brânjan de la Bumbei Jiu. Da, doamna Veronica, bună seara, bine ați venit! Pentru domnul primar, să trăiască! Invitația lui domnul Târnădeanu să vină și să mai vină domnul Târnădeanu. Să mă mai cheme, puneți acolo o pilă! Da, domnul Târnădeanu, în 2018. Câte cele ciobănesc, așa a fost. Ăsta zi eu, de ciobani, n-aveți ce-mi face, nu mă mai schimb la 40 de ani. Și doamna Lăceanu tot așa cânte, îmi plac câte cele ciobănesc. Și mulțumim. Vreau să intru cu dedicații pentru nepotul meu, Veronel Tărău. Să o trească. Campion european la box. Ce frumos. Pentru fica lui, Indri Ileana Patricia, care a plinit 3 anișori. La mulți ani. A plecat și-a în 4. Fie mulțumesc. Sănătoasă. Să fie sănătoasă. Mulțumesc, seară bună. Să aveți și o seară frumoasă. Pentru Alina, pentru Alina par... mama Peti, soția lui nepoților, pentru sora lui, care este Turcia, Ilaina.
Mulțumim care foarte mult! Luna ce vine, face și ea 17 ani, dacă o fie. Îi dorim la mulți ani, să fie sănătoasă! Mulțumesc, doamna Roberta, multă sănătate și pentru cel din regie care îmi lua telefonul, pe, telefonul pentru domnul Nelu Șerban, pentru doamna Ileana Lăceanu, pentru doamna Claudia Toropu, pentru dumneavoastră... Toată doina Gorjului! Salutăm, salutăm toate colegele noastre și le mulțumim foarte mult! Nu știu, cred că, doamne, da, cred că s-a întrerupt. Noi vă salutăm și vă se mulțumim. Se mai întâmplă și de astea. Mulțumim foarte mult pentru apelul doamna telefonic. Doamna Veronica. Da, doamna Veronica. Robert, într-un scurt timp o să luăm o pauză de publicitate, timp în care o privesc pe Angelina și... Aproape adorme. Aproape adorme. Cât efortul lui Robert este unul semnificativ, pentru că a venit cu doi copilași destul de micuți și a poposit da, la noi. Da, ne odihnim noi. A poposit la noi la emisiune. La 11 nu ne trezim. Foarte tare, pentru că noi suntem atât de obosiți, săraci de noi după perioada asta, încât... Ne priește aerul de Oltenia. Ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm. Dragii mei, luăm un pic de publicitate, după care ne întoarcem cu cântec și cu Robert Târnăveanu. Ai nevoie de o schimbare? Produse de cea mai bună calitate, make-up profesional, gene fir cu fir și manicură profesională. Antonella Studio. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motofereastrăul 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253 210736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Primăria Municipiului și Consiliul Local Motru, Casa de Cultură și Organizația DJ-ilor, artiștilor, muzicologilor, producătorilor și interpreților vă invită la Toamna Motreană 2017, în perioada 27-29 octombrie. Vineri 27 octombrie, începând cu ora 17:30, Octavia Hetea, Gabi Stanciu, Ion Drăgan, Claudia Torop și Sanda Argin. Mi-e frică să nu greșesc. Sâmbătă, 28 octombrie, DJ Gaga, El Nino, Alexandra Mitroi, Gloria and Balkan și invitații speciali Tavi Colland Band and Emma. Duminică, 29 octombrie, Remus Vălugan, Nică Moacă, Denisa Sârboaica, Elena Grama, Olivera Petkov și Roberta Crintea. Bage, nici nu poți gândi cât ce pot iubi. Toamna Motreană, 27-29 octombrie. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro.
Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC. Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Prin mesajul Îndrăznește să visezi, se desfășoară campania de informare și conștientizare privind rolul tinerilor în dezvoltarea comunității, denumită Tinerii de azi, oportunități, potențial și bariere. Campania este derulată în cadrul proiectului cu titlul Încrederea vine din acțiune, implementat de către Asociația Iubire pentru Oameni Rovinari, în parteneriat cu DGASPC Sălaj și SC Anaida Agroturism SRL Bihor. Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin programul de finanțare Concurs Național de Proiecte de Tineret 2017. Îți dorești o nuntă de vis într-o locație spectaculoasă și servicii impecabile? Nicio problemă! Te așteptăm la Restaurant Infinit! Cel mai nou și exclusivist centru de evenimente situat pe centura Narciselor, la doar 2 km de coloana Infinitului și cu o capacitate de 500 de persoane. Relații la numerele de telefon 0767 574 771 sau 0767 574 746. Restaurant Infinit. Restaurant Tiara Events, locația perfectă pentru evenimentul tău. Restaurant Tiara Events vine acum în întâmpinarea tuturor clienților cu o sală nouă, având o capacitate de 500 de locuri pentru nunți, botezuri, majorate și alte evenimente speciale din viața dumneavoastră. Vă oferim prețuri fără concurență. Restaurant Tiara Events organizează Revelion 2018 la un preț de numai 170 de lei de persoană. Atmosfera va fi întreținută de formația Surorile Burlan. Invitați speciali Olguța Berbec și Emil Badea. Sunt Olguța Berbec și dacă doriți să pășim împreună spre noul an 2018, vă aștept în noaptea de Revelion la restaurantul Tiara din Bălești. Sunt Emil Badea și vă invit în noaptea de Revelion să petrecem la restaurantul Tiara din Bălești. La ora 1 voi fi acolo. Relații și rezervări la numerele de telefon 0765 168 764 sau 0763 311 774. Tiara Events, locul ideal pentru evenimentul tău. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL, dispunem de service automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253 214 554. Vumar Prod SRL stă la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta.
știu dorul. Hai, 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 că v-am umblat cu piciorul. Dum, 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 dum. Înaintea oilor, dum, 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 dum. Și pe urma mieilor, dum, 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 dum. Și-am venit la stână iară, început de primăvară, dum dur 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 dur. Și-am pornit pe drumul stânii, hai, 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 cu oile și cu câinii, dum 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 dur dum dur dum dum. Pe potecile știute, dum 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 dum. De atâtea ori bătute, dum 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 dum. Ce frumos vântul adie, dum 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 dum. De la munte la câmpie, dum dum dum. Florilor,
stăpâna mioarelor, frumusețea munților, dorule, dorule, măi dor. Că nu mai e vreme multă, la 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 la, coborâm și facem nuntă, la 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 la. Vreme multă nu mai este, la 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 la, să trimitem mândră veste, la 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 la, ca să afle toți de noi, la 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 la, că ne-am luat amândoi, la 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 la. Ne-am luat floarea florilor, stăpâna mioarelor, frumusețea munților, dorule, dorule, măi dor. Mi-am luat floarea florilor, frumusețea munților, stăpâna mioarelor, dorule, dorule, măi dor. Am ascultat Robert Târnăveanu și ne-am bucurat aici de floricelele lui frumoase, de Angelina, care nu vrea să-mi cânte, deși mi-a promis că într-o pauză de publicitate îmi va cânta ceva și până la urmă a vrut să-mi spun adevărul. Da, știi de ce, nu? Da, a vrut să-mi spun adevărul, mi-a spus. Nu cânt, că nu m-ai băgat în emisiune. Nu m-ai băgat în emisiune și nu am costumul popular la Dar, mine. Dragă, nu te-am băgat în emisiune pentru că nu ai costumul popular. Ea ține la ținută. Da. Nu apare oricum. De aceea, tu ești vinovată, Angelina, nu eu. Așa că următoarea pauză ar trebui să-mi cânti. Promite. Robert, ar trebui acum... Cum vrea ea? Avem un apel telefonic. Ia să vedem cine ne mai sună. Spunem bună seara și bine ați venit. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Gica, sunt din Dobrița. Da, doamnă, bună seara. Și-aș dori ca toată mapa muzicală din această seară să fie pentru sora mea, Maria Vădvan Răgan, care mâine își sărbătorește împlinirea celor 64 de ani. La mulți, mulți ani. Înainte. Mulțumesc mult. Mulțumesc multă, multă sănătate. Și aș vrea să trăiască cât mai mult să-mi fie alături în singurătatea mea. Doamne ajută! Doamne ajută! Și noi suntem alături de toată lumea, de, mai ales de cei care sunt singuri, că dacă ne puneți să cântăm pe YouTube sau pe televiziune, noi vă trece suntem, de urât. Noi vă suntem alături și vă trece de urât. Robert, spune-mi, te rog. Zi. Vreau să întreb multe lucruri, însă printre ele mă gândesc să că te m-am întreb... m-am încălzit de nu mai pot. Care este cel mai... Poate, nu știu, cel mai semnificativ moment al tău din punct de vedere artistic, care a fost cea mai mare satisfacție pe plan profesional? Când ai simțit tu că ești, nu știu, că s-a întâmplat ceva, a fost un click? Acum poate ar crede unii dintre spectatori că vorbesc aiurea sau mă laud, dar de când am început am făcut treaba click. Ce frumos. Din punctul meu de vedere. Altfel, poate nici nu cântam. Eu sunt foarte sensibil în... Știi că eu sunt foarte glumeț și... Da, 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 da. Așa vorbesc câteodată și fără mine și am tot felul de glume și sunt foarte tot timpul vesel. Dar eu sunt o fire foarte sensibilă și dacă nu-mi iasă lucrurile așa cum vrea inima mea... Te doare. Mă doare și las. Încep de las, pentru că mie nu-mi place să continui ceva ce... Nu mi-aduce nicio satisfacție, măcar incredibil, sufletească. Incredibil ce încredere ai avut în tine dintotdeauna, pentru că uneori unele lucruri... Eu am avut mare noroc în viața asta, să știi. Ce frumos! Ce consider că ți-a fost noroc? Tot. De când m-am născut până acum, eu am avut foarte mare noroc, mult noroc mi-a dat Dumnezeu. Ce frumos, uite, să te poți întâlni cu oameni și să te atingi de ei și să simți că ești la fel de norocos, pentru că atunci când lângă tine se află un om cu un astfel de pozitiv și cu o astfel de încredere, nu poți decât la rândul tău să capezi și tu încredere, să spui, da, și el avea și eu trebuie să am și eu, bravo ție. Și norocul de multe ori ți-l mai faci, știi? Și singur. Da, probabil că ai nevoie de conjunctură. Trebuie să ai mare încredere în tine. Și îți dau un exemplu. Trebuie să-ți dorești foarte mult. Eu stau și mă uit la televizor, da? La muzică populară, că despre asta vorbim. Da, sigur. Și poate n-am fost într-o emisiune, sau poate n-am fost într-un spectacol, sau poate n-am cântat cu orchestră.
Și mă gândesc eu atât de profund, profund, încât în, nu știu, o lună, două la anul, mă aflu în fața faptului împlinit. Ce și nu odată, de nu știu câte ori, tot timpul. Asta înseamnă că te iubește Dumnezeu tot și că îți face parte. Și tot așa zic, dacă trebă, trebă. Și dacă trebă, trebă și eu. Că... Doamne, ce... știi? Da, este absolut impresionant să ai o astfel de încredere în tine. Te-am văzut în duete cu colege. Te-ai bătut de la folclor? Te-ai bătut de la ceea ce cânti tu? Sau doar ai vrut să... No, să împrumusețezi un pic? M-am distrat un pic. Ai colorat un pic repertoriul tău? Am colorat un pic repertoriul. Îmi place să mă joc așa cântând. Îmi plac foarte mult duetele și sunt multe la număr, cred că vreo 10. Nici nu mai știu cu câte colegi am, trebuie să mă gândesc. Am cântat în duet și să știi că toate au fost la momentul potrivit, foarte potrivit. Atunci când trebuiau, da. Au fost atunci când au trebuit. Va trebui doar să te întrerup o clipă. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, doamna! Bună seara! Bună seara, domnul! De la Cazna. Bună seara! Bine ați venit alături de noi! Mulțumesc că am încercat foarte mult să vă prind. Ați reușit! Ați prins! Am reușit și mulțumesc la Dumnezeu că sunteți în direct cu un cântăreț, adică cu un solist foarte bun. Mulțumesc! Eu iubesc foarte mult muzica populară. Și pe dumneavoastră, care sunteți în direct cu doamna Roberta Crintea, că doamna e de aici și de la noi, de la Bobu, de la Raba. Da. De cum zic că de-a luat. Păi stai să vă explic o chestie, că mie îmi place mult ciobănirea. Am adus aici? Am adus aici reprezentant. Atâta, aia întrebe mie, doamnă. Îl avem în seara asta. Eu sunt de la Crasna, sunt coleg cu Ileana Lăceanu. Ce frumos! Am prins-o pe doamna în direct și e cu o săteam că de-a mea am fost colegi. Da, frumos! Și că dumneavoastră doamna a trecut cu oile. Vă doriți să vă cânte ceva, Robert? Aveți vreo melodie preferată? Sau aveți dedicații? Vai de mine, doamnă! Vai de mine! Deci e ceva... să-mi cânte ceva de ciobănie pentru toți crăznarii, pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Pentru niște participați, adică pentru oameni ca lumea de la Bălănești, pentru tot Radio Accentul. Da, mulțumim. Îmi place foarte mult, îmi place foarte mult emisiunea asta și am un număr de oi, deci nu exagerat. 1700. A, uite un cioban care își spune numărul oilor. Eu nu le-am luat apia, eu sale mele, nu sale lua apia, sale mele, personal. Ce interesant ați dar spus. Eu în cioban nu de sânge pe os. Aha, din tată în fiu. Din tată în fiu. Ați văzut că știu? Atâta vreau de la dumneavoastră și îi doresc și lui doamna Roberta Crintea. Așa, doamna Crintea. Nu că iubesc melodiile, îmi nebunesc. Mulțumesc foarte mult! Vă spun sincer, deci v-am văzut și la Bălănești, la Baia de Fier. Mulțumesc, doamnă, foarte mult! Deci așa ceva, mai rar, nu fac complimente, eu spun la omul în față, asta îmi place, asta o fac. Mulțumesc mult! Mulțumim, deci, frumos! Deci cântăreții iubesc foarte mult, nu că suntem colegi, suntem prieteni, suntem, mă rog, fiecare face ce vrea, dar vă spun sincer, am lucrat și în subteramă 20 de ani de zi la Albeni. Nu mi-am dat meseria, mă rog, alte probleme, dar pentru câte cu popular și întreprese care trebuie să te regăsești în cântec. E adevărat. Și dumneavoastră în seara asta v-ați regăsit. Nu numai că pe sus și facem o sârbă. Nu e adevărat chestia asta. Ai înțeles ceva? Da, am înțeles, și sigur. Și eu am înțeles. Sunt singurul... Deci nu mă laud, eu mă laud cu ce am. Deci vă iubesc, domnul Târnăveanu. Da. Vă spun sincer, eu coream când nu am televizor. Am atâta un simplu număr de la Accent TV. Excelent. Frumos. E suficient.
Frumos. Deci, atât am și din acest radio, mă rog, mai dau dedicații, mă rog, pentru prieteni, pentru alte probleme. Da? Aveți de făcut vreo dedicație în seara aceasta? S-a întrerupt. Se mai întâmplă. Dăm voie să mulțumesc și colegilor de la radio. Cu drag. Că mă difuzează și la radio, din când în când. Așa trebuie. Dar radioul nostru merge în 24 în 24 da, transmite. Știu. Și eu zic că tu ești un solist care ești dat pe post pentru că ești iubit. Am observat acest lucru. De salutăm pe Facebook. Salutăm pe toți cei care lucrează salut în radio. Și le mulțumesc frumos. Iar eu vreau să salut, dacă toți suntem la capitolul acesta, am și eu un eveniment în familie, prietena fiului meu, este iubita fiului meu. Așa, sunt de la împreună, soacra pentru noră. Sunt împreună de ceva vreme și în această seară își sărbătoresc, își sărbătorește ziua de naștere, deși a fost ieri. Noi înseamnă că te duci direct la petrecere. Nu mă duc la petrecere, ieri a fost petrecerea cu mine, că eu am altă vârstă. În seara asta este cu copii am înțeles, și cu tine. Da, da. Ai la mulți ani, Diana mea, la mulți ani, să fii sănătoasă, să-ți aducă viața numai bucurii. Avem telefon? Din nou. Spunem bună seara și bun venit. Bună seara! Mă numesc Bicbo Florin Mircea și vă urmăresc din Italia. Ne bucurăm foarte mult! Ce frumos! Și v-am sunat să vă spun o seară plăcută, să spun domnului Robert Tăneveanu că e un bărbat bine și știți cum se spune, plâng femeile! Ioi! E aici cu a lui, nu putem vorbi despre asta, nu putem. Știți că chiar săptămâna viitoare să-mi vină o cămașă aproape identică carnea voastră. Eu port popular aici în Italia cu mândrie și pe unde am fost foarte apreciat. De unde vă vine cămașa asta care seamănă cu mine? Cu a mea? Vine de la Armita, județul Sibiu. Da, frumos. S-o purtați sănătos. Dar unde o purtați acolo? Eu mai purtăm așa duminica când mergem la biserică. Ce sau ce fain. Sau când merem la consulat ca să vadă domnii de acolo că suntem români, că altfel nu știm ce suntem. Ce frumos, foarte noi frumos. Noi suntem români. Exact. Foarte frumos, ne bucurăm de telefonul dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult. Sănătate. O bună, să vă meargă bine și să vă meargă bine. Să fie tot așa. Doamne ajută. Mulțumim. Doamne ajută. Din Italia în direct. Am și oprit calculatorul ca să nu facem radiofonie. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Seară bună. Sănătate mult. Și trai bun printre străini. Auzi, Robert, m-am gândit să te întreb, pentru că am văzut că ai o încredere desăvârșită în tine, care au fost, noi toți trecem prin momente și prin momente, etape și etape ale vieții noastre. Eu spuneam undeva într-un articol că viața mi-a dat, dar mi-a și luat. Când ai considerat că viața ți-a dat? Sau când ai considerat că ți-a luat sau dacă ți-a luat? Când ai considerat că ți-a dat? Sau când s-a schimbat ceva în viața ta? Păi îmi pui așa niște întrebări la care nu m-aș fi așteptat. Păi viața mea cam dat. Am înțeles. Care a fost momentul în care ai simțit că ți-a dat? Sau care a fost momentul în care ai simțit că ți-a luat? Nu mi-a luat. Măi, ce om frumos întâlnesc eu aici. Nu mi-a luat și nu sper. E un cuvânt urât, sper ăsta. Aș vrea să folosesc altul, să nu-mi ia niciodată. Doamne ajută! Pentru că nu sunt un om rău, eu sunt un om bun, eu cânt și cânt din suflet și atunci viața de ce să-mi ia? Când ai simțit că ți-a dat și ți-a dat încât totdeauna. A fost semnificativ? Da, totdeauna. Ce a fost semnificativ rând, în un moment? Tot pe rând. Numai nu lucruri bune și frumoase. Tine? Păi mi-a dat, în primul rând. Câte albume ai pe piață? Mi-am dorit foarte mult să cânt. Cânti? Am reușit. Am o familie frumoasă, am două fete frumoase. Na, ce să mai pot să-mi doresc? Câte melodii ai? Ce albume ai? Care e cel mai iubit cântec? Da, am destule piese înregistrate. Mă mândresc cel mai mult cu ultimul album, 4 stâni la munte. Am înregistrat cu orchestra Jidvei România. O, frumos. Așa, care mi-a dus câteva puncte în plus la carieră. Am înțeles. Pentru carieră. Pregătesc acum
Ai, dacă am spus-o și azi dimineață, o spun și acum. Pregătesc un album de romanțe. Oh, ce frumos! Care 80%... Deci nu mă trebuie, dragii mei, să intru în studio ca să înțelegeți pe românește. Totul e pregătit, sunt și bănuții pregătiți. Da, asta sunt oameni cu suflet. Noi trebuie să pregătim înainte bănuții. Sunt oameni cu suflet bun, care, uite, mai scot din buzunar și mai dau. Pregătesc un album în colaborare cu o colegă tânără, din generația tânără. Hai repede, spune-ne, nu-l lăsați să nu ne spună. Care și-a dorit. Cine și este? M-a ales pe mine. Asta nu o spun. Hai, spune-ne. Nu, eu am crezut că în emisiunea asta divulg și eu câte asta ceva. Asta o spun doar când va fi gata materialul. Dacă am zis că e surpriză, păi surpriză să fie. Bine ați venit, bună Roberta. Seara. Nu mai vorbesc. Bună seara. Bună seara. Doamna Roberta Sintea. Da, bună seara. Eu, în primul rând, vă zic bună seara! Bună seara! Bună. Și salut pe domnul Robert Târnăvean! Ai, mulțumim. Ce frumos! Îmi plac cum zic orjenii, Târnăveanu! Ambii, în acest, vă salut, să trăiți! Să știți, doamna Roberta Sintea, vorbesc de mult timp, cu mare drag și cu multă dragoste și multă plăcere! Mulțumesc mult! Frumos. Și pe acest interpret de muzică populară, colegul dumneavoastră de cântec... Să mă înfoi așa un pic. Vă văd cu mare drag. Mulțumim. Să vă spun. Sunteți niște colegi de mare elită. E... Mulțumim, aveți dedicații. Mulțumim. Și am o dedicație... Vă rog. Pentru familia mea. Să trăiască. Trăiască. Mă numesc Pistorea Florică, din comuna Sânstărești, județul Gorj, iertați-mă că îmi spun adresa totală, și pentru soția mea actuală, care îmi este la a doua căsătorie, deoarece prima mi-a decedat. Am înțeles. După 40 de ani, iertați-mă, domnia da, voastră. Da, Dumnezeu să ierte. Deci vreau să îi spun, știam și numele, o cheamă Bica Aurelia din Turceni, de sus, strada Sfântul Nicolae la numărul 123, acum e stabilă, cum ați înțeles, strada Sfântăra Mare numărul 63. Spuneți-mi, vă rog, dedicația, vă rog. Dedicația, pentru cine dedicați? Și vă iubesc foarte mult. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Mulțumim frumos. Mulțumim foarte mult. Să fiți sănătos. Să fiți sănătos, să vă trăiască soția actuală și să vă bucurați de dumneaei, pentru că în minutele următoare noi luăm câteva clipe de publicitate și din ne întoarcem. Publicitate. Din nou, doar de două ori. Ne întoarcem cu cântec cu Robert Târnăveanu. Fell in love with the pizza, pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Servicii de calitate, personal calificat superior, produse de înaltă ținută, coafor, make-up, cosmetică și manicură. Vă așteptăm la Ane Studio pe Popa Șapcă. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferă Stroll 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon
Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253-210-736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Primăria Municipiului și Consiliul Local Motru, Casa de Cultură și Organizația DJ-ilor, artiștilor, muzicologilor, producătorilor și interpreților vă invită la Toamna Motreană 2017, în perioada 27-29 octombrie. Vineri 27 octombrie, începând cu ora 17:30, Octavia Hetea, Gabi Stanciu, Ion Drăgan, Claudia Torop și Sanda Argint. Mi-e frică să nu greșesc. Sâmbătă, 28 octombrie, DJ Gaga, El Nino, Alexandra Mitroi, Gloria and Balkan și invitații speciali Tavi Colin Band and Emma. Duminică, 29 octombrie, Remus Vălugan, Nică Moacă, Denisa Sârboaica, Elena Grama, Olivera Petkov și Roberta Crintea. Bage, nici nu poți gândi cât ce pot iubi. Toamna Motreană, 27-29 octombrie. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servici automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64. 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi, totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253-237-420 sau 0756-112-054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră! Îți dorești o nuntă de vis într-o locație spectaculoasă și servicii impecabile? Nicio problemă! Te așteptăm la restaurant Infinit!
cel mai nou și exclusivist centru de evenimente situat pe centura Narciselor, la doar 2 km de coloana Infinitului și cu o capacitate de 500 de persoane. Relații la numerele de telefon 0767 574 771 sau 0767 574 746. Restaurant Infinit. Restaurant Tiara Events, locația perfectă pentru evenimentul tău. Restaurant Tiara Events vine acum în întâmpinarea tuturor clienților cu o sală nouă, având o capacitate de 500 de locuri pentru nunți, botezuri, majorate și alte evenimente speciale din viața dumneavoastră. Vă oferim prețuri fără concurență. Restaurant Tiara Events organizează Revelion 2018 la un preț de numai 170 de lei de persoană. Atmosfera va fi întreținută de formația Surorile Burlan. Invitați speciali Olguța Berbec și Emil Badea. Sunt Olguța Berbec și dacă doriți să pășim împreună spre noul an 2018, vă aștept în noaptea de Revelion la restaurantul Tiara din Bălești. Sunt Emil Badea și vă invit în noaptea de Revelion să petrecem la restaurantul Tiara din Bălești. La ora 1 voi fi acolo. Relații și rezervări la numerele de telefon 0765 168 764 sau 0763 311 774. Tiara Events, locul ideal pentru evenimentul tău.
eram atât de pătimit. Mă feream din drumul tău și scăpam într-o de rău. Dacă eu m-aș fi gândit cam atât de pătimit, mă feream din drumul tău și scăpam într-o de rău. Decât să te fi aflat, lai la 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 la, boală grea să-mi fi rugat, lai la 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 la, că de boală aș fi zăcut, lai la 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 la, și de tine aș fi știut, lai la 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 la. Și plânge că n-o găsești.
anii trec și bătrânim. Vezi că alții vin la rând, anii trec și bătrânim. Vezi că alții vin la rând. Cât de frumos, felicitări, Robert, te invit din nou lângă mine. Mulțumesc frumos! Asta să vadă, și să asculte telespectatorii, că eu cânt și de dragoste aceste trei piese. Cât de frumoase sunt! Frumoase din repertoriul doamnei Ana Pacatiuș, vai, pe care o iubesc și o stimez până la cer și înapoi. Pentru toți cei care ne-au urmărit și pentru toți cei care iubesc, inclusiv pentru doamna Pătimașă cu Iubește inimă și iartă și ale voastre treburi. Lasă-mă imediat, acum o să-i cânt doamnei melodia. Ai fost un pic invidios, doamne, va cânta și să el tot de dragoste. Da. De-aia nu pot să dorm eu la noapte. Robert, avem din nou un apel telefonic. Bună seara și bine ați venit. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamna Roberta! Bună seara, doamnă! Cu cine vorbesc? Cu Cati de la Motru! Oh, vă pup, doamna Cati! Și eu vă pup! Ce fată frumoasă, dar ce băiat frumos aveți lângă dumneavoastră! Așa zic și eu, de-aia l-am chemat! Pii, să nu ne dă ochiați! Tare frumos! Este tare frumos! Cântă! Cântă foarte frumos! Cunosc de ani, de ani, de ani! Îl urmăresc! Ne bucurăm, doamna Cati. Mulțumim, mulțumim frumos. E un frumos și un talentat. Ioi. Chiar că nu mai pot să dorm la noapte. Păi dacă mama spune că ești frumos și talentat, așa e. Doamna Cati este o mare iubitoare de Dar nu știu dacă dumneavoastră n-ați mai intrat, nu știu dacă n-ați mai intrat în direct tot așa la o emisiune prin Gorj cu mine. Da, eu în toate emisiunile Accent TV intru în direct. Da, mulțumim. Mulțumim, doamna și Cati. Și miercuri și joi și vineri. Vineri seara închei cu directul. Sunteți la curent. Mulțumim, doamna Cati. Aveți să faceți dedicații pentru cineva? Păi cum să nu intru, domnul, la așa fată frumoasă prezentatoare? Ați văzut? Da. Hai, vezi, Robert, n-ai zis nimic. Să fiți alături de ea la toate emisiunile, vă rog eu frumos. Da, și vreau să întreb când e spectacolul la Motru și la ce oră? Doamna Cati, pe 29 seara, însă cred că au anunțat chiar pe Accent TV, tot pun afișul cu acest spectacol. Probabil se va situa acolo la Casa de Cultură, sau, dar pe publicitate Accent TV transmite afișul cu interpreții. Eu urmări publicitatea, dar nu văzui. Dar cu siguranță o să vedeți dacă lăsați un pic televizorul pornit. Dar mă duc la Casa de Cultură la mine, aici la Motru. Acolo. Nu vreau să pierd spectacolul. Cred că acolo va fi. Pe data de 29 sunt eu. Am impresia că sunt 3 zile de spectacol, însă eu sunt pe 29. 3 zile? Da, 3 zile. 27, 28 și 29. Da? Bine, vă mulțumesc. Cu mare drag. Și toată emisiunea lui domnul de astă seară. Domnul Robert Târnăveanu, m-ați lăudat atât și acum ați uitat cum mă cheamă. Nu am uitat. Nu, uite, doamna Cati știe pe toți. Așa, mulțumesc frumos. Îi știu pe toți, iau nota 10 dacă se dă un concurs. Eu iau nota 10 la... Cred. Doamna Cati, aveți dedicații pentru seara aceasta? Poftim? Oare vreți să faceți dedicații pentru seara aceasta cuiva? Da, pentru copiii mei. Să vă trăiască. Să fie sănătos. Pentru un domn drag mie care are ziua pe 26 acum octombrie, urez la mulți ani. Dar nu ne spuneți și nouă cine-i domnul. E secret. Secret? Corect. Bravo. Da. Așa trebă. Da, da. Și pentru doamna doctor Deaconescu din Târgu Jiu, cu familia dânsei, pentru o fată care lucrează la doamna doctoră Maria, să fie și pentru ea, și pentru toți care mă aud și mă cunosc și ai răi și ai buni, și în ultimul rând pentru tot Accent TV. Mulțumim și regia vă mulțumește. Familia mea. Și regia vă mulțumește, mulțumim foarte mult, doamna Cati, că ați intrat în direct cu noi și ne bucurăm foarte mult. Eu vă aștept la Motru să ne întâlnim.
Seara bună. Da, seara bună, doamna Cati. Auzi, Robert, când doamna Cati povestea așa despre toți artiștii, pentru că ea este chiar o femeie care chiar cunoaște pe toată lumea, pentru că iubește foarte mult muzica, mă gândeam, crezi că oamenii știu să facă diferențe între performanțele artistice de pe scenă și cântările de la nunți, de la evenimente? Nu. Crezi tu? Sunt puțini care fac diferența. Ce sunt te-a convins să crezi asta? Ce s-a întâmplat? Sau cum ai văzut asta? Nu mă pune cum să... Cum ți-ai dat seama? Da, aș avea un răspuns, dar... Ai fi un pic prea piperat pentru ceilalți? Da. Dar de ce? Nu. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că... E mai bine așa. E bine când... Nu, e bine lumea nu mai face diferența, asta este foarte clar. Asta este un lucru foarte rău. Asta ne dezavantajează pe mulți dintre noi. Din păcate asta se întâmplă. Toată lumea cântă, suntem... Da, din păcate, da. Cred că din păcate. Da. Nu știu dacă să spun din fericire, pentru că... Păi n-avem cum din fericire, pentru că una e să cânți, nu trebuie să excelezi și să fii wow, ce voce, wow, dar ce prezentă. Dar să ții cântecul la loc de cinste. Dar să cânți. Și alta e să... Na. Să vrei. Măi, știi ce se întâmplă? Seara ca să da, nu, dar știi ce se întâmplă? Părinții cred că această părinții copiilor cred că această meserie este una foarte bănoasă. Și atunci ce zic? Mă, te apuci și înveți 4-5 melodii, te duci la școală și te fac cântăreț. Pentru că oamenii nu percep unii dintre ei că astea sunt lucruri făcute, adică astea sunt venite de la Dumnezeu și eu trebuie să fac. Eu știu la ce mă gândesc la părinții ăștia. Că ei lucrează 8-10 ore pe zi și poate jumătate din bănuția și cheltuiesc pe niște înregistrări care sunt inutile. Niște înregistrări și filmări, da. Robert, eu sunt foarte fericită și îți mulțumesc pentru că, într-adevăr, eu știu că tu ai făcut un mare efort să fii în această seară aici. Sunt foarte bucuroasă, nici nu m-am așteptat să-mi răspuns cu atâta promptitudine la invitație. De nu mergeam la Timișoara. Era mai greu să vin. Și dacă nu aveam programul ăsta care l-am în weekendul ăsta, nu veneam. Era mai greu, era mai greu. Dar trebuie să mai și mergi și la televizor. Da. Nu mai îmi place să mă duc să cânt două cântece, să bat 300 de kilometri și să mă întorc acasă. Da, păi da, nu... Că le avem noi destule peste Alante, avem atâtea drumuri, dar trebuie. Mă bucur că ai fost prezent, eu nu pot eu decât vă mulțumesc frumos, îți doresc mult succes. Doamne ajută. Cu această emisiune, este o emisiune frumoasă este. Și cu siguranță pe mine mă bucură mult. Asta se întâmplă în fiecare seară, cu fiecare coleg invitat, de voi, de tine și cât mai lungă. Doamne ajută, pe mine mă bucură foarte mult, îmi dă o stare de bine, am colegi cu care pot să lucrez și uite, am colegi din Breaslă, din Cântec, care îmi sunt prezenți și care îmi sunt alături ori de câte ori îi invit. Eu îți mulțumesc. Să fii sănătoasă. Îți doresc să-ți fie cei dragi alături întotdeauna. Și ție la fel. Am să te invit la locul de când. De fapt avem videoclipuri. Videoclipuri nu mă mai invita. Și avem videoclipuri, da, las. Dar n-am știut că a venit el cu o mapă de videoclipuri aici. Iar eu îmi iau la revedere. Când de am și eu videoclipuri, iartă-mă, că n-am avut 14 ani. Acum mi-am făcut și eu videoclipuri, că sunt la modă. Eu îmi iau la revedere de la dumneavoastră, spunându-vă bucuria și binecuvântarea lui Dumnezeu să vină în casele dumneavoastră. Rămâneți cu Robert Târnăveanu și nu numai. Desfă mândră și desleagă, la 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 la. Ce-ai legat o vară întreagă, la 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 la. Desfă mândră și desleagă, la 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 la. Ce-ai legat o vară întreagă, la 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 la. Da tu mândro să te calce, la 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 la. Ce-ai legat nu-i mai desface, la 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 la. C-ai legat cu ițele, la 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 la. Să-mi ia toate nințele, la 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 la. C-ai legat cu ițele,
viețăle, la 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 la, să-mi ia toate mințele, la 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 la. Cu tripaie din strășac, la 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 la, nu mă mândră să te plac, la 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 la. Păi cu tripaie din strășac, nu mă mândră să te plac. Hai da ha! Că nu mi-ai făcut să zac, la 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 la, nu mă mândră să te plac, la 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 la. Că nu mi-ai făcut să zac, la 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 la, nu mă mândră să te plac, la 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 la. Și nu ne-ai făcut să mor, la 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 la, nu m-am mândră să mă-nsor, la 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 la. Păi și nu ne-ai făcut să mor, nu m-am mândră să mă-nsor. Ui-ha! Citește popam saltire, la 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 la, să-și vie mândruța-n fire, la 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 la. Citește popam saltire, la 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 la, să-și vie mândruța-n fire, la 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 la. Șepte pop din șepte sate, la 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 la, și tot nu mi-o pot desface, la 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 la. Numai eu cu gurița, la 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 la, și asta numai de-o-i vrea, la 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 la. Angelina, mândră floare, tu-mi faci viața sărbătoare. Tu-mi faci viața sărbătoare, mă uit la tine ca la soare. Angelina, mândră floare, tu-mi faci viața sărbătoare. Tu-mi faci viața sărbătoare, mă uit la tine ca la soare. Mă mândresc cu tine, fată, sunt cel mai fericit tată, sunt cel mai fericit tată. Angelina, Angelina, mai faină ca rai grădina, mai faină ca rai grădina. Mă mândresc cu tine, fată, nu te-aș da pe lumea toată. Și-ți mulțumesc, Doamne, ție, nu-i mai mare bucurie. Mă mândresc cu tine, fată, nu te-aș da pe lumea toată. Și-ți mulțumesc, Doamne, ție, nu-i mai mare bucurie. Mă mândresc cu tine, fată, sunt cel mai fericit tată, sunt cel mai fericit tată. Angelina, Angelina, mai faină ca-n rai grădina, mai faină ca-n rai grădina. Angelina, în calea ta, tu să știi ce-i dragostea. Fericirea și norocul să le găsești în tot locul. Angelina, în calea ta, tu să știi ce-i dragostea. Fericirea și norocul să le găsești în tot locul. Mă mândresc cu tine, fată, sunt cel mai fericit tată, sunt cel mai fericit tată. Angelina, Angelina, mai faină ca-n rai grădina, mai faină ca-n rai grădina. Thank you.
ca mine de-i cânta, știu, dragă-ți va fi viața. Și ca mine de-i petrece, prin viață ușor vi trece. Și ca mine de-i cânta, știu, dragă-ți va fi viața. Și ca mine de-i petrece, prin viață ușor vi trece. Mă mândresc cu tine, fată, sunt cel mai fericit tată, sunt cel mai fericit tată. Angelina, Angelina, mai faină ca-n rai grădina, mai faină ca-n rai grădina. Mă mândresc cu tine, fată, sunt cel mai fericit tată, sunt cel mai fericit tată. Angelina, Angelina, mai faină ca-n rai grădina, mai faină ca-n rai grădina. Un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc.